Bună ziua și bine ați venit la canalul nostru Uriaș TV Live și la programul nostru de neme morale și etice, argumentat de Testamentul, Filosofia și Știința Largă. Astăzi avem un invitat special și deosebit, pe domnul Ovidiu Stochici, care este fondator la Basket Club, tot la fel, basketbook ca se numește Stomart, da, așa am înțeles, și președintele al basketball de club sport în Politehnica Iași. Da? Bună ziua și bună mă bucur ziua. Că ați acceptat și ați primit invitația noastră și sunteți cu noi. Mulțumesc mult pentru invitație. Vreau să pun accentul că în special după 3 ani de zile care a fost subiectul ăsta de sport absent, a început să funcționeze din nou. Eu cred că asta e un succes. Deja e un succes foarte important și mare. Întâi și întâi vă doresc să vă rog să vă prezentați dumneavoastră, cum doriți, realizările și ce altele lucruri care doriți. Da, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Așa cum ați spus, sunt fondatorul clubului de basket Stomart. Este un club de juniori în acest moment, dar în ultimul an am făcut și parteneriat cu CS Politehnica Iași și de anul acesta, așa cum a spus, reînvie basketul în Iași la nivel de seniori de Liga 1. Împreună formăm o echipă care să ne reprezinte în campionatele naționale. Îmi doresc foarte mult ca prin basket, ca prin sport, prin ceea ce facem, să dezvoltăm generația noi de copii cu o mentalitate bună, cu o mentalitate sănătoasă și asta e motivul principal pentru care fac toate aceste proiecte în basket. Impresionant! Sportul este un domeniu foarte important. O să mai discutăm mai în continuare despre care e importanța lui. Sportul este argumentat și din testament. Am să încep chiar cu asta, acum, ca să înțelegem că sportul nu e așa un vis, hai că nu avem ce face, hai că facem sport. Nu. Sportul întâi și întâi vedem din Cartea Geneza, care chiar Iacov, în cazul ăsta, primul părintele al lui Israel, din Iacov a venit Israel, care este anumite povești în jurul sportului, forța fizică, care trebuie să fie un om puternic și antrenat ca să poată să o facă. Dacă vorbim de filosofia grecească, grecii au pus un accent foarte mare pe sport, pe dans, mers, sport, întreținerea trupului, să fie sănătos, să fie frumos. Tot la fel, filosofia evrească vorbește foarte mult și de, și nu numai la general, că e foarte important să spune un suflet bun, adică creierul bun și sufletul bun într-un trup sănătos. Așa că sportul are o foarte mare importanță. Asta ne referim și la sport și la basket în mod deosebit, că asta e domeniul principal de acest subiect principal pentru astăzi. Dar înainte de toate, domnul Ovidiu, aș dori să te întreb de unde e pasiunea dumneavoastră personală de la sport. Cum a... De mic, undeva în clasa a 5-a, am descoperit basketul. De acolo, clasa 5-a. Din clasa a 5-a, de la fratele meu. A venit acasă, a arătat o minge de basket, ăsta e basketul și din momentul ăla nu m-am mai oprit. Am vrut mereu să joc basket, să fac basket și când nu am mai putut juca, am continuat tot pe această latură. Mai întâi am colaborat la un alt club ca antrenor, după care am continuat cu clubul Stomart și uitați că acum am crescut și facem doar performanță, ne dorim să implicăm copiii pe latura, pe cei mai buni copii, cei mai dotați, să-i creștem și să îi ducem cât de sus se poate. Basketball, copii, sport, special copiii, viitorul nostru, un secret, nu povestim la nimeni, basketball am jucat și eu în echipa de universitate, îmi place basketball, am jucat, mai joc și până acum cu prieteni de când în când, foarte puțini ori când nu prea este ocazia și posibilitatea, dar îmi place și când văd o grupă că se joacă basketball, mai rog și eu să mă adopteze și pe mine pe câteva minute și când arunc mingea mai o dau mai în coș. Mai și intră, da. Mai, la țintă, mai intră în coș acolo, e bun. Domnul Ovidiu, rog să știu următoarea întrebare care vreau să o adresez este de unde vine ideea tot mai pentru copii, basket pentru copii. În special că am spus, cum am spus deja înainte, 3 ani de zile n-a fost nimic în domeniul ăsta. 3 ani de zile n-a fost nimic la nivel de seniori. Noi la nivel de juniori muncim din totdeauna.
Formație importantă. Sigur că da. N-am început acum, n-am de la zero. Acum e momentul ca acei copii care au crescut să facă pasul la Liga 1, la seniori. Și de asta acum, nu mai devreme sau nu mai târziu, pentru că acum e momentul. Din punctul nostru de vedere, asta am făcut în ultimii ani, am crescut pe copii, i-am direcționat către performanță și acum e timpul să facă pasul către Liga 1 și să aibă această ocazie să joace aici, în Iași, să joace în fața familiilor, în fața prietenilor și pe această cale chiar aș vrea să fac un anunț că în acest weekend avem două meciuri amicale la sala polivalentă din Iași, cu Liga 1, CS Politehnica împotriva echipei din Brașov, Ralf, care este înscrisă și ea în Liga 1. Sunt două meciuri amicale, două meciuri de prezentare a echipei, a jucătorilor din cadrul echipei noastre. Iar pe 7 noiembrie începem campionatul național, chiar la Iași, cu Clubul Sportiv Universitar din Cluj. Impresionant, dacă sunt invitat eu și eu să văd, să încurajez, să aplaud. Toată lumea este invitat. Și dacă mai aveți nevoie de un... încă cineva care un jucător, un, cum să spune, un... Un jucător sau un jucător de antrenor. Basket. Eu găsim cu tenis de acasă. Găsim un echipament legitimat. Am echipament, totul, mai îmi trag buletinul în poza de voastră și într-o joc. Da, e bună, îmi place ideea. Următoarea întrebare care doresc să vă o adresez este cum ați, și ați reușit să provocați, creați o motivație pentru tineretul să vrei să facă sport și în special basket. Majoritatea copiilor sunt crescuți de mici, de la 6-7 ani, chiar de la 5 ani și an de an înscriindu-i în campionatele naționale, selectându-i în permanență, făcându-i să înțeleagă importanța sportului și la ce îi poate ajuta, din punctul meu de vedere este o alternativă extraordinar de bună pentru educația lor, este un mediu prin care ei primesc ceea ce nu pot primi nici acasă, nici la școală. Iar sportul oferă asta zi de zi prin faptul că se antrenează în fiecare zi, poate uneori de mai multe ori pe zi. Participă în campionate naționale, sunt perseverenți în ceea ce fac, trăiesc tot felul de emoții, de la bucurii, de la tristețe, de la supărări, plânsete. Deci sunt lucruri pe care le întâlnești în viață zi de zi și asta îi întărește mai repede. Dar nu-i, consider că nu este o maturizare prematură, ci ei primesc exact ceea ce au nevoie la vârsta lor. Printr-un sport, prin a face ceea ce le place, ei primesc un anumit tip de educație pe care noi îl promovăm în acest moment prin basket. În educația ce o primesc, care e foarte important, cuvântul educație, până mea că asta este cheia la orice dezvoltare, din mic copil până la orice vârstă, prin sport reușesc să primească o educație specială, adică cu accentul pe etică, pe regulă, pe respect. Care sunt subiectele speciale care vezi că copiii, wow, se schimbă? Oare reușești să vezi ceva după o perioadă de antrenament, de o perioadă care se asumă răspunderea, view? Vezi eu schimbare oarecare? Păi, principala trăsătură care se schimbă este la nivelul mentalității. În primul și primul rând tot ce pleacă de la programul de antrenament. Faptul că îl respecti în fiecare zi, că îți faci programul cu temele, cu școala, în așa fel încât să poți ajunge în fiecare zi la antrenament, deja este un mare plus. Așa este. Înainte de a veni în sală. Când ai pășit deja în sală, acolo intervin alte reguli. Ați respecta colegul. A munci, a dat totul zi de zi, a dat totul minut de minut în antrenament, a face treaba până la capăt, că aici este un subiect de discuție intens în timpul antrenamentelor, să face până la capăt fiecare repetare, fiecare exercițiu, pentru că este important să creștem cu mentalitatea asta. Și discuțiile sunt largi din punctul ăsta de vedere, de la faptul de a accepta, de a primi informații, de a dori mai mult, de a dori să te schimbi, de a nu te supăra și să pui capul în pământ să pleci când ți se atrage atenția unui anumit lucru. Foarte sau anumite greșeală. Dorința asta de a accepta să fii mai bun, de a accepta critica constructivă și de a continua să muncești, că asta e cel mai important, să te ridici atunci când îți este greu, când ai de anumite probleme, meciuri pierdute. Sunt momente când
când trebuie să treci peste ele. De fapt, alea te fac cel mai puternic și îți schimbă, bineînțeles, mentalitatea. Îmi place argumentația noastră de critica constructivă, care e foarte importantă. Niciodată, apropo, în educație, să știm, în sport și în orice domeniu, niciodată nu jignesc personalitatea copilului. Niciodată, mă, nu-i spui ferească Dumnezeu, mă, tu ești prost, nu înțelegi, nu știi să joci, nu știi să miști mâinile, nu, sub nicio formă, nu așa. E critici ce poate să repare, ce să corecteze, Corectăm, să corectăm în exact, dar permanență nu. cum trebuie să facă și de fiecare dată noi ceea ce facem le și spunem de ce trebuie să facă. Exact. Este incredibil de bine să explici copilului de ce trebuie să facă. Pentru că dacă nu înțelege, degeaba îi vorbim, degeaba îi spunem cum să facă, dacă nu îi spunem și de ce, pentru că nu o să înțeleagă. Și antrenamentul următor sau luna viitoare sau anul viitor vorbim de același lucru. Asta înseamnă că nu evoluăm. Din contră, nici măcar nu stagnăm, ne ducem în jos. Și îmi place să nu-mi pierd timpul, nici eu, nici timpul copiilor, nici a părinților. Și atunci prefer să nu ne grăbim când facem lucrurile, să le facem corect, să fie acolo o bază bună pentru educația lor, pentru viața lor în viitor. Așa e și pentru viitor, și educație, și pentru joc. Cum spui și tu, un antrenament bun dă o șansă mai mare a câștiga următorul joc și a urca sus. Da, antrenamentele de obicei le și spunem copiilor, antrenamentele trebuie să fie grele, meciurile trebuie să fie ușoare. Dacă este invers, Greu în antrenament, ușor în meci. da, dacă e Așa invers, deja e o problemă. Undeva așa este o este. problemă și problema pleacă chiar de la antrenament. Când meciul e greu, înseamnă că la antrenament, antrenamentul A fost prea ușor n-a antrenament. fost destul de greu. Exact. Așa este. Următoarea întrebare care doresc să o adresez este: oare tineretul sport, basket, are posibilitatea a evolua în Iași, în acest domeniu, Păi, în România? sigur că da. De ce nu? Pentru că altfel n-am mai face asta. Cum le putem cere copiilor să evolueze dacă noi nu ne dorim să evoluăm, să schimbăm jocul, să mărim numărul de practicanți? Și România, în general, este pe un trend ascendent din punctul acesta de vedere al creșterii numărului de practicanți, al numărului de cluburi sportive. De exemplu, acum 9 ani, când am înființat eu clubul, în Iași mai erau alte două, acum sunt 10. La Frumos. nivel de regiune, cred că mai erau două cluburi, iar acum organizăm campionatul regional în care sunt înscrise 17 cluburi și avem peste 60 de echipe înscrise în campionatele de juniori, doar la nivel regional. Ceea ce acum 8 ani, când am făcut prima ediție a campionatului regional, aveam 11 echipe. Asta înseamnă evoluție, înseamnă că basketul este căutat și basketul sau părinții au înțeles că basketul îi pot ajuta pe copii. Este cel mai, nu știu dacă e cel mai, dar Foarte este un lucru important. extrem de important. Copiilor oricum le place, dar părinții să înțeleagă că un sport, că e basket sau că este altceva, îi ajută. Îi ajută din punctul de vedere al educației. Este extrem de important să facă un sport copilul. Și pentru sănătate, dar și pentru educație. De fapt, sunt cele două laturi pe care sportul le atinge, educația și sănătatea. Și făcute constant și mai ales dacă mergi pe o latură de performanță, atunci se văd într-adevăr și adevăratele rezultate. Ai atins acum cuvântul performanță. Ce înseamnă pentru tine, ca antrenor, să fii performant? Pentru mine, ca antrenor, în primul și în primul rând, avem niște obiective, ne setăm niște obiective, că sunt ele de obținere de rezultate sau de a face, de exemplu, mai multe ore de antrenament sau de a crește jucători de basket. Important este mentalitatea cu care plecăm la drum. Asta e cuvântul cheie din punctul meu de vedere când vorbesc de performanță, e setarea mentalității. Cum îți setezi mentalitatea? În ce direcție? Pentru că antrenamentele capătă cu totul altă direcție când zici performanță. Totul se schimbă. Începând de la intensitatea de lucru, începând de la focusul oferit în timpul exercițiilor sau al antrenamentelor, totul se schimbă. Și atunci îmi doresc să creștem jucători de basket. Asta este unul dintre obiectivele noastre, să creștem jucători de basket, să-i ducem acolo sus, în Europa, să joace. Și bineînțeles și cu echipa de seniori, ca obiectiv mare, îmi doresc să o ducem în Europa. E frumos și sănătos chiar când visăm înalt, că numai atunci putem ajunge, când este o voință și visăm departe.
Oare, ca prințip, sport, orice sportiv în România, orice, care, orice om tiner sau care se ocupă de sport, are un sprijin oarecare, are un avantaj? Să spunem, luăm echipa de Iași, cei de basket sau alții, primăria, Consiliul Județean, statul, cine implică, cine ajută? Momentan suntem în colaborare cu Clubul Sportiv Politehnica Iași și prin ei se asigură calendarul competițional. Prin partenerii pe care o să-i atragem și cu care suntem acum în discuție să vină alături de echipă. În acest moment, Primăria și Consiliul Județean nu sunt alături de noi din acest punct de vedere al financiar, dar sunt convins că în viitor o să reușim să-i atragem în acest proiect, pentru că este un proiect nou, este un proiect deschis pentru toți cei care vor să participe în latura performanței și vor să facă ceva pentru copiii ieșeni, că de fapt echipa este doar cu ieșeni făcută 100% în acest moment. Avem și juniori, avem și câțiva seniori care ne ajută și o facem pentru comunitate. Este echipa comunității, nu este nici echipa mea, nici echipa Clubului Politehnic, nu este echipa nimănui, este doar echipa Iașului și asta trebuie să înțelegem cu toții. Indiferent că suntem la primărie, la Consiliul Județean, în comunitate, acasă, în spatele blocului, trebuie să înțelegem că avem o echipă de basket în Iași și este a noastră a tuturor. Dacă e bună, este a noastră, dacă e rea, tot a noastră. Este consecința a ceea ce facem cu toții. Că venim la sală să plătim un bilet sau că acordăm finanțare sau că suntem cu un business și venim alături de echipă să susținem, este echipa comunității și dacă ne uităm în străinătate, la orașele mari, la țările mari, vedem acolo că sportul este undeva sus. Și undeva sus, nu întâmplător, ci pur și simplu că cei din comunitate se implică foarte mult în această direcție și este și un, nu știu dacă criteriu, cred că e mult spus, dar este un punct de reper, sportul, când te uiți la o comunitate. Dacă sportul e sus, înseamnă că treaba merge, înseamnă că e bine. Dacă nu, înseamnă că trebuie să mai lucrăm. Noi lucrăm acum în acest moment în direcția asta și vrem să ducem acolo sus, unde credem că Iașul merită să aibă măcar o echipă care să reprezinte Iașul la nivel european și de ce nu să fie basketul, pentru că începem cu o bază foarte sănătoasă, plecând de la juniori, plecând de la partea de management. Este o bază solidă pe care vrem acum și o construim în acest moment, care să reziste în viitor. Așa e. Apropo, aveți acum ceva realizări sau la nivel național de această echipă? Colaborarea am început-o în luna decembrie, iar în vară am participat în campionatul național de 3x3 cu echipa de seniori și cu echipa de juniori under 18, iar cu cea de juniori am ieșit campion național anul acesta. Este un rezultat foarte bun, având în vedere că este un sport de echipă, este și basket, nu e 5x5, este 3x3, dar și 3x3 este până la urmă un joc olimpic în acest moment și este un rezultat bun pentru Iași. Asta înseamnă că avem juniori care pot face față și pot merge în continuare să joace la seniori și să o facă foarte bine. Foarte interesant. Domnul Video, lucruri bune să termină repede, știți? Prima parte, am ajuns la final de prima parte de acest program și asta trebuie să facem o mică pauză pentru publicitate și revenim. Doamnelor și domnilor, mulțumesc că sunteți cu noi la acest program, sport, basket. Ieșim la o mică pauză de publicitate, rămâneți cu noi că revenim imediat. Vă mulțumesc!